Ți-am spus la telefon că Victor a acceptat în sfârșit cererea mea de divorț. Iar dacă nimic nu se va schimba cu el, în 30 de zile o să fie o femeie liberă. Ți-e cumva teamă că e o decizie pe care nu și-a asumat-o în totalitate? Nu știu, poate. Cred că da. Mi-e teamă să nu se răzgândească. Sau și mai rău. Mai rău? Ce înseamnă mai rău? După ce mi-a dat prima palmă în noaptea anunții, a venit la mine să-și ceară scuze. A spus că a făcut ce a făcut din cauza unei anumite boli. Că e ceva în el care nu-l lasă să fie normal. Nu l-am crezut. Așa că m-a luat de mână să mergem împreună la psihiatrul lui. Doamne, ce zi ciudat. Să merg cu soțul meu a doua zi după nuntă la psihiatrul lui. Da, mi-închipui că nu a fost cea mai frumoasă lună de miere. Ce v-a spus psihiatrului? Vă jur că dacă mi-ar spune cineva că tot ce a fost atunci a fost un coșmar, aș crede. Mi-amintesc că am intrat într-un cabinet cu pereți albi. Mobila era albă. M-am așezat pe canapea. Victor lângă mine. Psihiatrul în fața noastră. Nici el nu știa ce se întâmplă. Victor i-a spus ce s-a întâmplat cu o seară înainte. Și l-a rugat să-mi spună problema lui. Ce ți-a spus? Jur că mi-amintesc și acum, cu exactitate, cuvintele psihiatrului. Soțul tău suferă de tulburare bipolar. Iar când nu își ia tratamentul, are manifestări de psihopatie. Ești sigură că a pronunțat psihopatie? Înțelegi de ce mi-e frică acum? N-am putut să spun asta. Dar Victor e un psihopat. Și nu vrea să afle nimeni. Cariera lui ar fi distrusă. Și ai păstrat asta pentru, doar pentru tine în toți anii ăștia? N-am avut de ales. Înțeleg de ce ți-e frică. E o boală gravă. Ai spus că ia pastile. Litiu pentru bipolaritate. Și alte pastile pentru psihoză, dar nu le cunosc denumirea.
Ai idee dacă și-a tratamentul în mod regulat? Au fost momente când nu își lua tratamentul. Iar eu am suportat consecințele. Vrei să spui că în perioadele de criză era violent cu tine? Da. Și fix de asta mi-e frică acum. Mi-e teamă că de când i-am spus de divorț, nu o să-și mai ia pastilele. Și o să devină iar un monstru. Nu mi-e teamă numai pentru mine. Ci și pentru Amza.